Îi spun bun venit și bine te-am găsit la un nou tutorial, tutorial cu numărul 19. Iată că nu am postat de ceva timp și eram sigur că voi veni cu un nou tutorial, doar că nu știam cum va fi jazzy. Și mă bucur că între timp am reușit și am făcut acest tutorial și vin în fața ta, cum așa, cum spuneam, cu acest video. Pentru astăzi vin cu tutorialul piesă care ați ales voi în urmă celor sondaj la ultimul tutorial și numai este vorba de piesa Dragoste fără cuvinte, în interpretarea lui Răzvan Georgescu, un foarte discusit și talentat băiat din România, pe care îl respect foarte mult. Te-aș ruga, bineînțeles, și de această dată să participi la următorul sondaj, la sondajul pe care îl lăsați aici în comentarii, pentru că cu ajutorul vostru mi este și mie mai ușor să leg următorul tutorial. După cum vei vedea și în cele ce urmează, am făcut tutorial atât pentru clarinetiști, dar și pentru sofonești, pentru că nu am vrut să fac diferența, am vrut să, între instrumentiști, am vrut să fie toți mulțumiți cu acest tutorial la această piesă, pentru că întrebările este o piesă foarte frumoasă, adică și o piesă în vlog. Pentru următorul tutorial voi face un anunț destul de important, doar că acel anunț îl voi face în tutorialul următor. Propun să ascultăm piesa în tempo și după aia mergem la explicații, fiecare părți, așa cum te-am obișnuit. Am plecat. We'll be right back.
tonalitatea clarinetului. Deci tonalitatea piesei este tonalitatea sol minor și tonalitatea pe clarinet va fi tonalitatea la minor. Și acum spuneam la minor și am să cânt mai rar prima parte, pentru că ți explic fiecare parte separat. Cânt mai rar fiecare parte, după aia încerc să ți explic așa cum știu mai bine. Să încep cam așa. Deci ai articulat mi, fa. Sol diez la, sol diez si legat, apoi la grupiert, ai la întâi mordentul superior, apoi mordentul inferior, mai parte. Trebuie să-l faci așa mai punctat un pic, mai scurt să fie mordentele, asta de fapt vreau să spun, ca să sune cât de cât aproape de stilul care e corect. Am de frază. Fii foarte atent la articulație. Deci ai mi, notă de trecere, flageolet, dacă nu mă greșesc eu să mai spune. Observa după fa, deci vin toate articulate. Mi, re, do, si. Toți articulatele. Și trebuie să le cânti mai, așa cum spuneam, să le cânti mai punctat. E parte. De fapt, cânt toate frazele de la început. Iar și terminăm cu un... Cu un grupet. Mai parte. Dacă cânt rar, sună așa mai caragios, dar asta sunt lucrurile corecte. Articulez doar la început.
Mi și fa. Pe aia, toți sunt legate. E patent? Iarăși le cânti punctat? Deci la început până aici. Sper că înțeleg până aici. Mergem mai departe. Pun mordentul inferior, apoi mă articulez încă de două ori. Nota bine? Sune. Și mai bat mergem. Asta e fraza așa mai pare un pic mai complicată, dar e foarte simplu dacă o studiez. Deci articulez toate două re mi. Mai departe. Ai două mordente superior. Apoi grupet e la. Cum spunea, la mordentul superior, apoi inferior. Apoi, după la asta, după doilea la, pui mordentul superior deja cu clapa asta. Pui ai. Sper că înțeles-o. Să mai cânt încă o dată. Vine un pic, parcă, cum spune, mai complicat, dar nu e atât de complicat. Dacă o studiez, la sigur trebuie să iasă. Și cam aici termină prima jumătate din prima parte. Deci încă o dată. Fii atent cum articulez. Articulez adres, după cum vezi. Cam aici termin prima jumătate din prima parte. A doua jumătate un pic e altfel, deci am să o cânt și a doua jumătate, pentru că am să explic mai bine spus și a doua jumătate, pentru că, cum spuneam, un pic diferit. Deci se cânt de la început aici și după aia mergem mai departe. Thank you.
Deci încă o dată. E fix început ca, la, ca de prima oară. Mai departe. Dacă când înțelepci, ar trebui să nu era. Deci încă o dată, mai departe. Mai departe se repete. Avem un loc foarte, foarte frumos. Avem mordente inferioare pe trisonul gamei la minor, pe clarinet. Și le faci la semiton, neapărat. Mordente. Acum vezi toate legate. Gata. Ar fi doar sol. Deci la început, mi, apoi fiecare notă din trison. Cu mordentă inferior, bineînțeles. Deci e frază foarte simplă. Bat de la mijloc cu părți până aici. Mordentul pe mie. Apoi mai reculez încă o dată mie. Și mergem mai departe. Îmi cer scuze, dar să stup mereu cu apă, nu dar lași, trebuie să nu coci la sunet. Deci îmi rămăsesem.
fii atent cum pun articulația. Decerculez la, fa diez mi. Apoi si, sol diez articulez și pe la pun un grupet. Cam asta e explicația pe întâi. Sper că te-am ajutat cu această explicație. Și acum cânt de la 2:30 până la sfârșit și cam asta e partea întâi. Suntem la partea a doua. Aici e foarte, foarte puțin de explicat, deci se începe așa. Gata. Deci articulez la început mie. Pui mi mordentul inferior. Pui mi, fa, sol, articulez. A doua oară deja, a doua mi e legat. Dar următoarele trei note astea. Deci, ca să înțelegi, toate asta se repetă de 3 ori. De 2 ori se repetă. Și, cum spuneam, prima oară articulez mi, fa, sol. Deci. A doua oară, când vii la mi, deja mi e legat. După aia articulez iar mi, fa, sol, de 2 oară. Și de 3 oară, iar și articulez mie. Cred că înțeles. Gata. Mai departe. Sol, mordentul inferior. Apoi articulez la. Fa, mordentul superior. Gata. Mergem mai departe. Mai departe. De două ori, de fapt, aici, secvența asta, mai corect spus, e aceeași articulație. Prima articulez re, mi, fa. După aia de două ori când vii la re, e legat deja. Apoi iar re, mi, fa, articulez. Și mai departe.
Aici le articulez toate. Re, mi, fa, soles, la, si. Deci încă o dată fraza. Aceeași articulație. Articulez do, re, mi. E doar, cum ai văzut, am venit cu do legat. Gata. Ce trebuie ori deja la articulez. Deci, încă o dată la început mai aici. Le stâng, ca sunt, mă refer la doua notă. Coată. E practic e un not foarte, așa, aș putea spune, inexistentă, da? Deci, cum spuneam, ai prima notă, așa, destul de plină, trebuie să ții. După aia două note o scurtez. Și jos. Și când ajungi la si, după aia mergi mai departe cu... Si do articulat. Re articulat, mi legat. Poi do legat. Cu modentul inferior. Și cam asta e... Cam asta e partea a doua. Eu nu știu dacă sunt corecte părțile astea numeri toate, pentru că eu le-am făcut în bucățele așa mai mici ca să fie mai ușor să înveți. Când înveți toată o parte mai mare, atunci și mai greu de reținut. De aceea le-am despărțit până așa, mai multe bucăți mici. Și cum spuneam, acum ați o cânt cap-coadă și apoi mergi mai departe. Nu pot spune una.
spuneam asta e partea, partea a doua și acum mergi mai departe. Suntem în partea a treia. Primul la pe do re la deja pui ordinul superior. Cu, mai bine spus, grupet pe do re la. Poi si. La fel, grupet. Pe do la fel. Deci la. Deci le faci nota, apoi deci articulezi prima oară, de două ori articulezi nota, după aia pui mordintul superior de dorit la simton să faci, apoi mordintul inferior și astfel îți primești grupetul. Ai mordintul superior pe, pe do diez. După aia si bemol, dublu mordintul inferior. Păi după ce termină doilea mordintul inferior, pui mordintul superior cu, cu la diez. Și nu îți, cum spuneam, o chestie, pentru că e foarte important să le faci, te trebuie să le faci mordintele, mai ales să le faci un pic mai, mai repijor, să nu sune, să nu fie chiar foarte rar cântate. Sunt vie așa pentru că așa de, de cum nu e, nu e așa de corect, cum spuneam. Bun, mergem mai departe. Aici, iarăși, mordem grupet, pire. Deci nota re. Simplu, apoi re cu mordintul superior, inferior. Deci pe mine iarăși aceeași poveste, doar că faci nu cu re diez, mordintul inferior, ceea ce faci parte din grupet, dar faci pe, pe re, natural. Păi fa, deja faci obișnuit cum ai făcut până acum, deci articulez fa, după aia fa de două ori articulez, apoi ai un fa diez, mordintul superior și cu mi natural mordintul inferior. Departe. Ai episol diez. Pardon, ai episol diez mordintul superior. La început, la început, la început, la început.
să le faci cât mai scurt ca să suni cât mai bine și mai... Dar să nu fie nici foarte scurt, bineînțeles, să înțeleagă mordente. Bun, mergem mai departe. Ai mi, fa, sol articulat. Apoi la mordentul superior. La mordentul superior, sol mordentul superior. Le faci un pic mai spre sfârșitul notei, nu le faci la început sau la mijlocul notei, mai spre sfârșit ca să sune mai corect. Ce-i? Iar și un grupet, deja cu fa, întâi mordentul inferior, apoi mordentul superior. Doar clicându-ți legat. Apoi iată grupet pe mi. Faci mi, re, mi, fa, mi. Și săjutul. Apoi două, e legat. Și asta chiar e sărutul la partea asta. Deci ai si, do, articulat. Și ridiez. Chiar și mie. Păi, ai re, mordentul superior. Și la fel faci la urmă. Și cam asta tot partea a treia. Încă o dată. Partea a doua. Și cam asta e partea asta. Acum am încoat la început până aici. Aici e și un moment foarte, foarte important. Deci mordentul ăsta dublu, mordentul inferior. Îl faci la începutul notei. La începutul durate, mai bine spus, a notei. A doua îl faci mai spre sfârșit. Ca sune așa cum trebuie. E parte. Asta e partea asta și la fel sper că te-am ajutat și cum mergem mai departe. Suntem partea a patra. Thank you.
Se începe din oftac, deci întâi bătaia, apoi chiar după aia nota. De fapt, poți să pui chiar și de prima oară din bătaia importantă, pentru că nu e greșit nicio variantă. Deci, în caz să nu-ți complice, mai bine să o pui din bătaia tare și după aia, cu siguranță, o să suțiesc mai ușor. Bun. Ai sol articulat, la legat, si articulat, do articulat. Dacă observa de la do, fa, a fost cei ce am mai întâlnit în partea trecută, anume, prima notă e așa cum trebuie să fie, ca durat mă refer. A doua notă deja e mult mai scurt ca durat, pentru că, cum am spus așa, o singi, da? Ca să iasă efectul ăsta frumos. Sper că prins firul și merge mai departe. Ai sol, mordentul inferior, apoi mordentul superior, putem să spunem chiar un grupet. Apoi ai fa, fa diez, mordentul superior. Articulez sol. Și articulez tocmai fa ăsta de la urmă. Rest tot legat. Primul și a doua fa articulez. Deci toate frazele sunt când doar două explicate. Încă o dată. Ai sol diez la si. Ai iarăși un grupeț pe mi, mi, re, da, mi, re, mi, fa. Doar că doilea mordentul în sus o facem un pic mai târziu. Toate legate. Parte. Mi vine ca notă de trecere, ca flageolet. Apoi sol diez articulat. Apoi fa, grupeț, fa, mi, fa, fa diez, fa. Încoată. Cum am început aici. Dacă ai observat, sol la fel vine ca un mai mult ca o notă de trecere. Deci nu e notă ca durat așa de ca durat întreagă ca celelalte, da? Încă o dată.
Încep de la re. Și când se, după cum vezi, punctat. Deci re, mi, ești clez, fa legat, sol articulat. Mai departe. Ai do, re, articulat. Mi, legat, sol, articulat. Și când-ți punctat. Mai departe. Redez do. Apoi re notă de trecere, do mor din tonul inferior. Și ai sfârșitul. De fapt, sfârșitul la prima, la prima jumătate. Si, do, redez, mi, toate articulate. Pi la do. Deci re mordintu superior, pi la do. Și ultima frază. Și cam se termină prima jumătate, cum spunem, din partea asta, din partea a patra. Cânt de la început până aici. Spuneam aici, se termină prima jumătate și cum mergem mai departe cu a doua. Prima frază e identică cu cei ce au fost la început, în partea asta, bineînțeles. Mai departe. Iarăși grupiet. Deci ai sol, fa diez sol. Sol diez, sol. Apoi ai fa, sol, la, fa. Mai departe. Deci încă o dată, primul două frază. Ai la notă de trecere, sol diez. Articulez la de prima oară. De două ori la fel articulez. Restul legate. Și mi deja e articulat. Să articulez. Așa.
Mi. Fa. Mi. Legat. Apoi fa. Fa diez. Fa. Apoi mi, re, si. Scrieți doar mi și si, la urmă. Ai mi, notă trecere, fa. Palmezi chiar și fata cum greșească de trece. Și deja sol mordent-o superior, așa cum ai văzut. Apoi pe fa ai un grupet. Deci la începutul, de la jumătate până aici. Încoată, să mă curc niște un detalii. Și a rămas ultimele frase din partea asta. Ai mi, fa, articulat, sol legat la articulat, e când ți-ar și punctat. Și-o remat. Am remat ce ți-am recomandat. Ai mi, mordent-o superior, apoi re, apoi do, mordent-o inferior, ai si, do, sol, do. Doar sol e legat, restul s-a articulate. Mai parte. Deci unde rămăsesem. Și ultima frază. De fapt, nu chiar ultima, e ultima din fraza asta. Așa o galcitură. Și ultima frază. Cred că înțeles? Ai si do.
mi-a pus la țără, e mordentul superior. Două mordentul inferior. Și încă o dată. Re, mordentul superior, două. Apoi ai două mordentul, de fapt două chiar grupiet. Vine si, mordentul inferior și apoi do diez, mordentul superior. Și apoi un trill pe si. Asta e cea mai, pentru cel mai... E complicat, dacă pot spune așa, din toată piesa, pentru că chiar iese de ce de studiat. Dar sper foarte mult că cei ce ți explic, cei ce ți arăt, te ajută foarte mult să înveți mai ușor piesa. Pentru asta ai făcut acest canal, să te ajut să înveți piesele mai ușor. Și acum îți cânt de la 2:30 până la sfârșit. Și chestia asta, fraza asta, se începe după bătaie, deci mergi bătaie, pur și simplu se începe fraza. Gata, gata. Și cam asta e toată partea asta. Era deja ți-am cântat-o la începutul părții. Tu, bineînțeles, dacă deja ai reținut toate frazele, bineînțeles trebuie să o întărești, pentru că dacă nu cânti mai mult rar sau dacă nu cânti mai multe ori, așa rău-ți ca să înțelegi melodia, practic nu prea să lipești de urechi, trebuie un pic de-o cântat și de-o întărit. Bun, nu mai lungesc vorba și mergem mai departe. Deci partea asta, mai ales la început, avem foarte multe arpegii. Deci avem arpegii în 4 tonalități, începând cu arpegii de la gama sol minor musical la minor pe saxofon. Să încep de aici, de la mi. Ții nota mi-o ții două bătăi și pe trei bătăi deja începi arpegiu. Dacă nu mă greșesc, poate chiar și mai devreme de trei bătăi. Cum ai observat, îl încep de la piano și îl cresc la forte. Deci așa. Tot trei bătăi, așa cum spuneam deodată, înseamnă că... Deci articulez mi, la legat, do, la articulat. Ai mi articulat, do legat, mi articulat, la articulat. De la început până aici. Și
cuplezi mi legat la articulat, mi articulat. Mai poate? Deci mai poate vine do articulat la legat mi articulat do articulat. Continuăm asta pe tonalitatea la minor, pe clarinet, sol minor muzical, în coadă. Sunt pe tonalitatea re minor muzical, mi minor pe clarinet. Deci termin aici la sol minor. Totuși te oprești pe nota si pe clarinet la muzical, nu pe la, pentru că după aia, cum s-a spus, începe în re minor. Deci încă o dată sol minor, după aia îți arăt re minor. Păi mai parte. Exact același desen muzical, doar că în tonalitatea re minor muzical. Aceeași articulație ca la cei ce a fost în sol minor. Ca să fie mai ușor, articulația vine două legate, două articulez. Două legi, două articulez. Cum ambele? Cam așa ar trebui să sune. Și mergem mai departe. Începem, deci, trisolul pe întonatatea la major muzical, si major pe clarinet. Și încep, deci, de la fadez. Deci, când termin re minorul, vii la fadez. Exact același, cum spuneam, același articulații la arpegiul ăsta. Și ultimul arpegiu de la mi major pe clarinet, re major muzical. Păi vine un arpegiu pe micșorat. Dar mai trebuie să explic re majorul. Deci vine așa. Două legi, două articulez. Și micșoratul. Aia e re, fa natural, re, si, sol, fa natural,
Re, si. Micșoara de la la pe muzică si pe saxofon pe si pe clarinet. Și asta sunt toate arpegii de care spuneam, care le cântă Răzvan. Și le cântă acum toate din început până aici, tot așa rărăut, și după aia mergem mai departe cu explicația. Jupaia. Te pune de la do, te duci pe gama do major pe clarinet, până la do sus. Vii până la re pe clarinet do musical. Deci, gata. Deci gama asta și aș vrea să spun la donator, dar nu e corect. Toate notele astea care le cânt sunt un pic mai repede. Deci se cânt în două bătăi. Cum spuneam, în două bătăi trebuie să încapă. Ele să, dacă nu mă greșesc eu, sunt 32 in. Deci se cânt foarte repede. Cum spuneam, într-o bătaie trebuie să se conțină 8 note. Și a doua deja, bineînțeles că e mai mult decât 32, sunt mult mai rapid cântate. De fapt, același tempo cântat, doar că ideea că conține deja mai multe 8 note în bătaie, asta vreau să spun. Deci încă o dată, uite, ai o bătaie și cânti 8 note în bătaie. Trebuie să ajungi până la re. Dorit trebuie chiar să-l articulez când ajungi de el. Încă o dată și mergi mai departe. Cum spuneam, re-l articulez. Apoi ai mi legat, fa legat. Fa natural legat, cum spuneam, la. Și mai departe. Ai fa. Notă de trecere sol. Și ultima frază. Ai iarăși grupet. Sau mordentul inferior, apoi mordentul superior. Cum vezi, la, sol, diez, la, mordentul cu sol, diez, inferior, apoi cu la, diez, mordentul superior. Și acum chiar ultima frază. Deci ai fa diez mordentul inferior, apoi sol diez de 3 sau 4 ori, nu am mai numărat. Și cam aici se termină partea 5-a. Cum spuneam și în altă parte, nu știu dacă sunt așa corecte părțile, dar eu am încercat să le
să le fac pe bucăți ca să fie mai ușor să le însușesc. Cum mergem către ultima parte și aici cam să și cam cum ăsta e tot tutorialul piesă. Și ultima parte din piesă. Practic a rămas doar sfârșitul și sunt cam așa. Deci încep de la două. Do, si, si mol, la. Ai la, si mol, re, mi. Poți să le scriezi toate. Deci aici sus ai la notă de trecere. Păi, la fel, la faci un mordent o superior, așa cum ai văzut. Cred că deja ai înțeles, mai departe. Ai sol mordentul inferior. Chiar grupet. Doar că înainte de ce grupet pui la. Deci în caz de pe la sol. Aici pui mordentul tot superior pe si. Mai bine spus decât mordentul superior pe si, mordentul inferior pe do. Ai, si, do, redez, mi, tot le arculez. Apoi, re, mordentul superior pe re. După mordentul superior, cum ai văzut, vii la do. Apoi, grupet pe do. Deci mordetul inferior, apoi superior, pe do natural. La început noi aici. Thank you.
Un trio pe psie. Și ies acum chiar sfârșitul. Deci ai solul, notă de trecere, la mordentul superior. Mai parte. Ai la notă de trecere, sol, mordentul inferior. Chiar vine grupet pe sol. Deci mordentul inferior, apoi superior. Cum ai văzut, te-ar grupet pe fa, deci fa cu mi, mordentul inferior cu fa diez, mordentul superior, în total egal grupet. Și ultima. Notă de trecere sol. Apoi mordentul superior pe mi. Apoi pe re mordentul superior. Apoi grupet pe do. Mordentul inferior apoi superior pe do. Cum spuneam, un grupet ca rezultat final. Ultima frază. Încă tot sfârșitul ăsta. Termină, cum spuneam, piesa, cum o cânt în gloată ultima parte din piesă. Și cum spuneam, aici termin tot tureau. Să-mi fost ajutor cu acest tutorial și deja rămâne să ne vedem la tutorialul următor. Mult succes! Suntem la tutorial piesei, la însăși, de fapt, însăși explicația piesei, motiv pentru care e apelat la acest tutorial. Și de la bun început vreau să-ți recomand să te încarci foarte mult răbdare, pentru că o să ai nevoie. Este o piesă notă de simplă și o piesă care are nevoie ca tu să acorzi cât mai mult atenție, pentru că să reușești să o înveți așa cum trebuie. Bun, piesa este în tonalitatea sol minor, sol minor muzical. La saxofon va fi tonalitatea mi minor, notele saxofonului. Și sol minor muzical, așa cum spuneam. Bun, ți-o cânt ca de obicei, cum te-am obișnuit, să cânt fiecare parte. La început ți-o cânt rar, apoi încerc să ți-o explic așa cum pot eu mai bine. Plângă asta, ceea ce vreau să mai adaug e că nu sunt sigur că părțile sunt exact așa cum le-am numit toate aici în tutorial, dar am împărțit părțile așa cum am considerat eu că sunt corecte, ca numeritoare mă refer, care prima, a doua, a treia și tot așa, și ca să fie și mult mai ușor să le înveți pe bucăți, pe părți, da? A prima, a doua și toate care urmează. Bun, acum ți-o cânt rar prima parte și după aceea ți-o explic. Mult succes! Thank you.
cu începutul. Avem un grupet aici la început. Pentru început avem re, mi bemol, fa diez, la. Deci re cu mi bemol articulez, fa diez cu la, legat. Și mai departe. Cum spuneam, avem un grupet pe nota la sol. Mordentul, de fapt, ce înseamnă grupet? Înseamnă mordentul în sus, apoi în jos, sau invers, în jos, apoi în sus, pe aceeași notă. Și mai departe. Și așa avem un grupet, dar mai înainte să avem un mordento pe re. Chiar un grupet pe re. Toți frazele până aici. Încă o dată. Te strădui să le cânti un pic mai punctat ca să obții sunet cât mai bine. Și încă o chestie ce vreau să mai adaug, e mordentele să le faci grupetele care ți le-am explicat adineauri, să le faci un pic mai mișcat. Eu ți le cânt foarte rar ca să înțelegi ce note trebuie să cânti, dar tu să le faci un pic mai mișcat ca să suni, să aibă efectul de să fie în stil, așa cum suni ca cât mai bine, asta e ideea. Încă o dată spuneți și mergi mai departe. Mordentul trecere, notă trecere, apoi toate legate, deci doar re articulez, după aia mi bemol, re iarăși legat, apoi do, si mol, la, sol, toate articulate și când-s punctat. Pe jos ai un alt grupet. La început până aici. Mai parte. Dacă sunt cântat foarte rar, sunt un pic caragios, dar astea sunt notele corecte care trebuie să le cânti. Cam așa ar trebui să sune. Și încă o dată și mergem mai departe. Mai departe. Iar așa e re notă de trecere, mi bemol legat. Practic aceeași rază de mai devreme. După aia toate articulate, cum ai văzut. Do, si mol, la, sol. Mai departe.
Печать. Mordentul inferior pe re. După aia articulez de două ori, dacă mă găsesc. Apoi, mordentul pe două. Ai la simul articulat. Am le frază. Deci la simul, uitați cum se adaug. Iar așa e, după cum observat, ai grupet. La simul, așa cum spuneam. Și apoi, la notă trecere, simul mordentul superior. Și vine apoi la. Și ultima frază din prima jumătate. A simul, do, re, articulate. Iar așa e un grupet. Apoi ai. Spuneam, e o piesă mai un pic necomplicată. Ultima frază care fraza care rămăsesem. Și acum de la început noi zicea, asta e prima jumătate din prima parte, cum spuneam. Și acum mergem mai departe cu următoarea parte, cu următoarea jumătate, pentru că ți-am cântat acum până jumătate din partea întâi, cum îți cânt de la, îți exprim mai bine spus, de la două jumătate până la final. Deci să încep tot ca prima oară. Mai departe. Mordentul inferior pe re. Apoi fa. Apoi mordentul pe mi bemol în sus. Și
trebuie de cântat foarte rar, când spuneam sunul un pic caragios când se cânt foarte, foarte rar. Dar așa e cum e, astea sunt notele. Ce am mai fost și în prima jumătate. Ce numie? Nu se cânti punctat. Și mai parte. Ai sol. Apoi pe trisonul sonor. Încep deci mordentul inferior fiecare notă din trison. Deci mordentele în jos încep de la nota re. Aici ai re, mi, notele saxofonului, dar dacă muzical, fa, sol, apoi pui un mordento superior pe sol diez, cu sol diez. Chiar e clar, pentru că, cum ți-am spus, încerc maxim posibil să explic, să înțelegi. De unde rămăsesem de la mordentele inferioare? Mai parte. Iarăși, fraza care spuneam că se repetă mai des. Cânt, mai bine spus, cânt de la două jumătate până aici, până nu ți-am explicat. Asta cred că e clar și mai parte. Ai re, mordentul inferior. După aia do re, încă articulez re. Ai mi bemol re. Cum spuneam, mordentul superior. Pe do, mordentul superior. Apoi grupet pe si bemol. Și printre ultimele fraze. Ai si mol do re.
Apoi pe sol, grupet. Pai. Asta e, cam aici termină prima parte a piesei. Și când acum, de la început până la sfârșit, doar partea asta, bineînțeles, cu toată piesa. Și după aia mergem mai departe la următoare parte. Ce vreau să mai adaug e că dacă... Deci piesa, cum spuneam, în tonalitatea sol minor și multe părți din de ea sunt comode să le cânti atât în octava de sus, cât și în octava de jos. De exemplu, partea care urmează acum să te arăt, eu ți-o explic, sus, dar tu leger poți să o cânti, să o înveți, să o cânti jos. Și la fel și prima parte, poți ce ai învățat acolo, să o cânti cu octava mai jos. Aici deja e la legere, dar sigur că n-am făcut două explicații și sus și jos, am fac doar o explicație, pentru că dacă înveți într-o tonalitate, într-o octavă de sus sau de jos, deja poți cânti în cealaltă. Dacă înveți sus, poți cânti jos, dacă înveți jos, poți cânti sus. Cred că ai înțeles ideea. Acum ți-o explic în, cum spuneam, ți-o explic în octava de sus. Bun. Acum îți explic partea, cum spuneam, a doua. Încoasă. Avem ordinul inferior pe re. Apoi re, mi bemol, fa, tot le articulez, apoi revii la re, deja de două ori re, îl cânti legat. Prima oară îl articulez. Și de trei ori, la fel, îl articulez cu mordentul, inferior. Ai pe fa, mordentul interior. Apoi sol, îl articulez. Apoi ai mi bemol, mordentul superior. Apoi ai re mordentul inferior, doar cânte de re, pui nota mi, e ca o caz de pe nota mi pe nota re. Așa cum spuneam, deci de la început până aici.
aceeași, practic aceeași desen muzical, aceeași articulație, doar că cu alte note. Do, mod din to inferior. Poi do, re, mi bemol, toate le articulez. Do de două ori vii legat la el. Apoi iar la articulez do, re, mi bemol. Ai do, re, mi bemol, fa diez, sol, la. Termină ce fraza asta. La început noi cea. Și ultima secvență de ce zicem. Spuneam, e aceeași, același desen muzical, si bemol mod din to inferior. Apoi si bemol, re, si bemol, do, re, articulat. De doar la si bemol, deja, cred că știi, ți-a dat seama cu siguranță că vii legat, rezultând la celelalte două fraze care au fost la fel aceeași, aceeași schemă, aceeași articulație. Mai parte. Prima notă o cânti ca durată, ca durată ok, o cânti ca durată corectă, așa, nu oricum să explic să înțelegi. O cânti notă de scurt ca a doua, da? A doua o cânti mult mai scurt ca durată, mai puțin o ca durată, o ții. Si bemol, sol, sol, cum ți-am explicat, o cânti mai scurtă. Apoi sol, mi bemol, deja mi bemol mai puțin notă ca durată. Și după aia, mi bemol, re, re mai puțin notă ca durată. Și ultima, între ultimele fraze, do, mordentul superior. Apoi pe si bemol grupet. Ceva de felul ăsta. Nu mai țin minte la sigur cum era. Dar aproximativ așa. Probabil așa era. Și ce uitați-mă să-ți explic ultima frază. Ai la simul modento inferior. Apoi do diez, modento superior. Thank you.
convinse cu l-articulat. Cam asta e a doua parte și sper că de cei cum doresc eu ca tu să înțelegi ce îți explic în aceste tutoriale. Și dacă te-am ajutat și cu partea asta, atunci mă bucur și mergem acum către partea 3. În partea 3, ca la fel ca în partea 2, poți cânti, cum spuneam, ce îți arăt cu octava mai sus, poți cânti cu octava mai jos. Eu am să arăt cu octava mai sus și acum încep contrar, după aia ce-o explică de obicei. Sol articulat, a doilea sol grupet. Păi la fel, primul ori articulez simplu, a doua ori după cel articulez, ai grupet. Exact la aceeași poveste. Cum te-am obișnuit să ți-l cânt foarte rar, ca să înțelegi ce note trebuie să cânti, doar că ideea e să le cânti, cum spuneam, mai... Să le facem mai repede ca să sune cât mai bine. Tot fraza. Simplu, două ori grupet. Pide la fel. Aici deja poți să faci cu do, în ordine to inferior. În loc de do diez, poți face cu do bigar. Așa cum spuneam, do natural. Fa diez, mordinto superior. Și după aia e mi notă trecere și pe mi bemol, mordinto inferior. Toți trei.
trei secvențe până și, și ultima, ce știm cândat. La început până aici. Recomandat ce ți-ar face, ți-ar recomanda să faci. Îți cânti la început mai piano, îți cânti mai încet ca, ca volum. Păi tot crește volumul și când ajungi la... La fraza care urmează, cum să o explic, să, practic să dai tot ceea ce ai mai bun de tine, ca să ca suni, în, suni cât mai frumos. Bine, și acum îți explic fraza de sus. Sol, toate le articulez. Și sus ai. Ai. Pe sol mordent-o superior, apoi pe fa mordent-o la fel superior. Ceva de felul dat. Poate nu cânt 100% exact cum cânt, cum cânt acest mare, mare muzicant Răzvan Georgescu, deși este foarte tânăr, cânt într-un mare fel, dar aproximativ cam, cam asta e ce cânt el în piesa asta. Și rămăsesem aici la sol. Deci faci sol mordent-o superior, apoi cobori pe fa, faci pe fa mordentul superior, toate legate. Apoi pe mi bemol, pe mi bemol, mordentul inferior. După aia, mai bine spus grupet, pentru că ai mi bemol, mordentul inferior. Apoi re, mordentul superior, tot pe mi bemol. Apoi ai mordentul inferior pe re. Nu chiar așa, eu încerc scuze, e o frază care, dacă o cânt foarte rar, deja mă încurc și eu în detalii. Ar suna cam așa. Și era acolo mordentul inferior pe re. Sper că înțeles până aici. Cu siguranță ai înțeles. Și și vrem iarăși un grupet. Și sfârșitul. De până la sfârșit îți cânt încă o dată tot nebunia asta.
cam așa trebuie să sune. Un pic de vremea lui Pitagora, dar sper că ți-am fost de ajutor cu explicația, măcar că și eu m-am curat un pic în detalii. Dar dacă nu-ți iesă, încearc să dai la viteză mai mică când am cântat la dneavări și cu siguranță o să înțelegi. Bun, și a rămas ultima frază. Deja e mai simplu. Iar așa ce am observat si bemol, grupet. Cam asta e tot partea a treia și cum spuneam la începutul părții, dacă nu ți-i comod cânti așa de sus, poți să o înveți cu octava mai jos, pentru că cu siguranță dacă încercați să o înveți sus, jos la fel de ușor să o cânti. Bun, cam asta e partea asta și mergi mai departe. Suntem partea a patra. Deci, nota fa direct în bătaia tare. Și mi-e bemol, pe cum am observat, îl cânt tot un pic mai prescurtat, nu cânt egal cu si bemol. Dacă observat, avem doi de mi bemol. Primul mi bemol legat și doilea mi bemol articulat. Aici grupet pe fa. Apoi pe mi bemol ții și faci cu fa, în momentul superior. Deci la sfârșitul acestei fraze, pui mi bemol, re legat și mi bemol iar articulat. Gata și mergem mai departe. Asculiați fa diez, sol, la. Apoi ai grupet iarăși pe re. Ai re cu două. Mordentul inferior, apoi recurie diez, mordentul superior.
Tot legat, doar read, clear. Așa, tot legate. La început până aici. Și mie parte. Aici ai re, notă de trecere. Pai mi mol. Apoi fa diez, mordintul superior. După aia mi bemol grupet. Mi bemol mordintul inferior, apoi superior. Și mergem mai departe. Deci dacă vrei poți să înveți și fraza, și fraza care, asta care o cânt eu în sus, cu octava în sus, poți să o înveți, cum spuneam, și octava de jos. Eu m-am ales să cânt sus pentru ca să fac un pic de diferență de octave. Și când la început mă unde am explicat, după aceea îți explic mai departe. Ai do, re, mi bemol, fa, do cu re articulez, mi bemol legat, fa articulat. Ai re, mordintul superior, apoi do și si bemol mordintul inferior. La simol, simol, do articulat, re legat, fa articulat. Apoi iar re articulat, re cu, da, bineînțeles, articulat și cu mordintul superior. Să nu uiți când ți-e punctat, mă refer la frazele astea. Mai poate? Do. Cu do diez, mordintul superior. Apoi do, faci pe simol. Simul mordintul inferior. Și sfârșitul. Sper că înțeles-o. Deja cred că te-ai familiarizat cu grupetele. Și aici cam se termină prima jumătate din partea a patra.
Și acum îți cântă două jumătate. Îți explic, bineînțeles, și două jumătate, pentru că, deja e altfel. Se începe așa. La început e ca de prima oară. Coată. Și mai parte. Ai grupet pe fa, adică fa mă dintr-o inferior, apoi superior. Apoi mi bemol, deja mai parte vechi note. Vila fa diez. E sol articulez la legat, re articulat și le cânti punctat. Am făcut și o și jumătate de poezie. Deci jos ai re, notă de trecere, mi bemol mă rând-o superior. E simplu totuși, înseamnă cum spuneam, re, notă de trecere, mi bemol mă rând-o superior. Apoi re, do, la. Doar la articulez, restul sunt legate. Re-articulez și la. Și mai departe. Încerc și ai re-notă de trecere. Apoi fa diez. Fadez mordintu superior. Apoi grupet pe mi bemol. Mi bemol, re, mi bemol, apoi mi bemol, mi natural, mi bemol. De la două jumătate de unde e partea asta. Deja m-am bludnicit de cap. Sunt multe de explicat și câteodată mă pierd în detalii. Deci de la două jumătate de la partea asta. De fapt, eu explic jos, pentru că început a fost jos și rămânem tot jos. Înseamnă că vine aici de la re. E când-ți punctat și ai re articulat, mi bemol articulat, fa legat, sol articulat. Apoi, re mordintu superior. Do articulat, si bemol mordintu inferior.
Și mai pare? Ai. La articulat. Si mol articulat. Fa legat. Si bemol articulat. Mai parte? Ai fa mordento inferior. Apoi fa mordento superior cu sol. Apoi re cu mi mordento superior. Și mai parte? Poi si mol mordento inferior. Grupez mai bine spus. Se termină partea a patra și deja urmează partea a cincea și sper că te ajut, că îmi dau seama că trebuie foarte mult răbdare, dar îți pusesem și la bun început, îți pusesem că este nevoie de foarte mult perseverență ca să vezi piesa, pentru că nu e o piesă atât de simplă. Și eu am stat destul de mult short timp ca să o studiez, să o învăț eu, cât mai corect. Și îți recomand să te acordi timp ca să o studiezi. Bun, acum mergem mai departe către partea a cincea. Suntem în partea a cincea. Partea asta, mai ales începutul ăsta, e doar pe trison. Deci sunt patru trisonuri diferite, pe patru tonalități diferite. Prima avem pe sol minor. Deci începutul ăsta începe cu nota de la piano, pe bătaie tare. Deci două bătăi pe nota sol. Dacă nu mă greșesc, chiar o bătaie. Da, totuși o bătaie pentru că două bătăi iese prea mult. Înseamnă că o bătaie cânti reu, după aia, cum spuneam, începi trisonul pe sol minor. Deci articulația e foarte simplă, două legi, două note legate, următoarele două note articulate, apoi iar două legate, două articulate. Și vine cam așa.
Două notele disparte. I la la. Încă o dată sonor, după aia mergem mai departe. Vine tonalitatea re minor. Sonul re minor. Acum ambele sol minor și re minor. Și mai departe vine tonalitatea la major muzical. Două note legate, două note articulate. Ce-ai? Do diez, mi, la. Deci la, dacă nu știți cum să ia, eu tot bănesc știi tot cum se ia, dar dacă nu știi, deci e așa, așa, așa și așa. Luați-o, da? Încălat la major. Cer scuz pentru sunetul nu tare bun, dar cânt pe o ancie de plastic și ideea e că dacă ancia nu e strâns foarte bine cu legătura, atunci sunul pică un caragios. Deci rămăsesem la major. Și ultimul arpegiu vine pe re major. Deci încep de aici la fadez. Și cobor pe micșorat, de la la. Articulația deja nu mai spun pentru că ți-am spus
Cred că de 1000 de ori ți-am spus de două legate, două afilate. Și încă o dată tare major cu microartul de la la și mergi mai departe. Do, mi bemol, do, la, fa, mi bemol, do, la. Cum a toate împreună? Practic avem gama si bemol major, muzical, încep de aici. Vii până nota sol. Gama asta trebuie să se includă în două bătăi, da? Deci prima bătaie 8 note și două bătaie restul notelor. Nu le-am numărat, nu știu cât să număr. Și mai poate. Deci încă o dată gama. O bătaie. Păi avem do, re, mi bemol, sol. Mai păi avem ai, mi bemol, notă de trecere. Cum spuneam, apoi fa, mi bemol, și apoi sol, mi bemol. Și sfârșitul. Ai sol, morento, de fapt grupet, mai bine, mai corect spus. Grupez. Mai poate? Ai mi, mordentul inferior. Cum spuneam, pe mi. Ai fa diez de 3 ori, dacă mă gășesc calculat. Și pe sol ai grupez, așa cum ai văzut. Suntem la ultima parte. Dacă ai ajuns până aici, te felicit pentru că nu știu câți au reușit și au ajuns până la ultima parte, pentru că, cum spuneam și la început, piesa nu e atât de simplă, dar e o piesă foarte frumoasă, piesă de care m-am îndrăgostit și care am vrut neapărat să o includ în propunerile pentru tutoriale, ca să înveți și tu dacă urmărești acest canal, bineînțeles, să ai parte de
tutoriale cât mai, cât mai bune. Bun, deci asta e ultima parte și cum ați cântat rar și după aia ți-o explic. Începem așa. Deci caz de si mol până la sol. Ai si mol la sol. Apoi ai așa cum spuneam, sol, la, la bemol, do, re. Sol, sol de sol. Sol e notă de trecere. Apoi sol diez. Apoi iar sol, în rândul superior. Și așa. Grupează pe fa. Ambele împreună. Nu sunt așa de comode, dar... Dar sunt bine dacă cânti, dacă cânti corect. Deci caz de pe do, si mol, apoi mordentul inferior pe si mol, cu la mordentul superior. De fapt, nu e niciun la mordentul superior, e doar si mol mordentul inferior. Mergem mai departe. Simul articulat, do diez articulat și re articulat, toate articulate. Apoi ai pe do diez mordentul superior, vii la simul. Apoi grupet pe simul. Trecere, sol, mordentul superior, doar că mordentul pui la, la sfârșit, la sfârșitul durate.
sol, notă de trecere, la fa. Apoi ai, cum spuneam, grupet pe fa, deci ai fa, morento inferior, apoi superior. Trecere, sol. Aici ai grupet pe mi bemol. Asta e ultima parte, partea șasa. Din câte încerc acum să-mi aduc aminte, parcă nu am scăpat nimic de vedere, parcă asta e tot piesa. Acum ți-o cânt ultima parte și aici cam se termină tot tutorial. Tot tutorialul. Eu sper foarte mult te-am ajutat cu acest tutorial. Bineînțeles că l-am făcut cum poate mai bine ca fiecare dată. Am încercat să te explic cât de bine am putut eu ca să pot să vedeți piesa. Și îți urez mult succes la studiu. Dacă ai reușit ce ai studiat și ai învățat-o, deja e foarte bine. Rămâi doar să o întărești ca timpul. Și deja ne vedem în următoarele tutoriale. Mult succes!